au petrecut momente de coșmar pe o stradă din județul Giurgiu. O mașină de livrat miza a luat foc în mers, iar șoferul s-a oprit imediat și a fugit cât mai departe de ea. Potrivit martorilor, flăcările au înghițit foarte repede autoturismul și, la un moment dat, s-a auzit o explozie. Din fericire, nici o persoană nu a fost rănită, însă, după cum vedeți în imagini, mașina de livrat s-a ars complet. Un apel la 112 anunța faptul că o mașină a fost cuprinsă de flacăt în localitatea Săbăreni din Giurgiu, miercuri noaptea, în jurul orei 23:00. Imediat pompierii au pornit spre locul indicat. La 3 minute de la primul apel, apelantul a revenit și a anunțat și o explozie. Pompierii de la detașamentul Bolintindeal au intervenit de urgență. Autoturismul Intico era abandonat, iar șoferul nu a fost găsit la fața locului. Mașina era alimentat cu un sistem de alimentare cu GPL și era folosită pentru a livra pizza. Șoferul a coborât din autoturism și a transmis unui localnic aflat în zonă care sistem de GPL, apoi s-a îndepărtat. Localnicul a apelat 112 și a anunțat evenimentul. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul și cui aparține autoturismul.